Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la o nouă emisiune, la o nouă dezbatere aici la Realitatea Plus. V-am obișnuit în ultima vreme și sper că sunteți alături de noi. V-am obișnuit cu un ciclu de emisiuni din care să încercăm să învățăm cum să ne găsim un job, cum să mergem la un interviu, cum să răspundem întrebărilor de la interviu. Lucruri foarte interesante și mai ales importante atunci când ne propunem să căutăm un nou loc de muncă. Sunt tot felul de strategii la care este important să ne gândim și despre o astfel de strategie vorbim și astăzi. A revenit în platoul nostru doamna Aida Chivu, expert resurse umane. Doamna Chivu, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că ați revenit. Emisiunea noastră a fost foarte interesantă de fiecare dată. Le propunem telespectatorilor noștri astăzi încă un subiect, sunt convins, foarte interesant, pentru că vom vorbi despre niște lucruri care le plac foarte mult, rețelele de socializare. Sigur că putem să vorbim despre foarte multe rețele de socializare. Una este extrem de populară și la noi știți foarte bine, ne referim desigur la Facebook, dar mai există și Twitter, care în alte părți este extrem de folosit, nu foarte mult la noi, însă există încă o rețea, nu știu dacă e bine să-i spunem de socializare, poate să fie, dar e mai aproape de partea profesională și mă refer aici la LinkedIn, iarăși nu este foarte folosită la noi, dar ar trebui să fie folosită pentru că ne-ar putea fi de foarte mare ajutor. Întrebarea cu care începem această dezbatere, doamna Chivu, și desigur că putem să pornim dintr-o dată spre foarte multe direcții, este dacă aceste rețele de socializare, și v-aș ruga să ne referim în mod special la Facebook și LinkedIn, ne pot fi de folos în găsirea unui job nou sau dacă, pe de altă parte, în toată această operațiune ar putea să ne facă și rău. La modul foarte general v-aș ruga pentru începutul un răspuns. Da, așa este. Ambele rețele de socializare sunt din ce în ce mai la îndemâna noastră, să spunem așa, a românilor. Și răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră este da. Și Facebook-ul și LinkedIn-ul ne pot ajuta, însă ne pot face și foarte mult rău și aici cu precădere o să discutăm un pic mai mult despre Facebook. El este cel care ne poate face mai mult rău decât bine. LinkedIn-ul începe să fie utilizat din ce în ce mai mult și asta o spun chiar cu bucurie și cu mândrie, pentru că e una din puținele rețele pe care noi, cei din branșă și nu numai, le recomandăm ca fiind extrem, extrem de bune, cât se poate de profi, ca să spun așa, și este păcat să nu ai un cont pe LinkedIn, având în vedere că ai o expunere nu numai în țara noastră, ci o expunere, să spun așa, cumva internațională. Însă aici important este cum îți faci profilul, ce introduci acolo și asta o să discutăm noi astăzi. Dar da, LinkedIn-ul este primul pe care îl recomand celor care vor să fie vizibili, celor care vor ca angajatorii să știe despre ei, să știe că există și în eventualitatea în care au la un moment dat o disponibilitate să meargă la o discuție, pentru că se folosește destul de mult această platformă în ideea în care oamenii sunt luați de acolo și chemați la interviu. Într-o foarte scurtă paranteză, pentru că ați început cu LinkedIn-ul, de ce este mai important? Pentru că ne spuneați cu ceva vreme în urmă că acele site-uri de joburi, da, nu le dau numele, cei care ne urmăresc sunt convins că le cunosc, acele site-uri de joburi, deși au foarte mulți utilizatori, nu ajută totuși, din păcate, foarte mult la găsirea unui job. De ce LinkedIn-ul, fără a-i face reclamă, încercăm să înțelegem pentru ca telespectatorii să poată scoate un ce profit, vorba lui Caragiale, din toată povestea asta, de ce LinkedIn-ul este mult mai util decât aceste site-uri pentru joburi? În primul rând, LinkedIn-ul are niște filtre, ca să spun așa. LinkedIn-ul este o platformă în dezvoltare, o platformă care, având o expunere internațională, să-i spunem așa, nu-ți permite să urci orice, îți dă niște criterii destul de clare și LinkedIn-ul, de ce să nu recunoaștem, este pe val.
Și atunci, față de celelalte site-uri, în care găsim foarte multe persoane sau foarte multe profile, ca să spunem așa, să nu vorbim de oameni, găsim foarte multe profile moarte. Uh-huh. Oamenii nu mai sunt activi de nu știu câți ani. Oamenii au pus cândva un CV, au completat cândva acolo, eu știu, un formular și acolo au rămas. Au văzut că nu este nimic din toată treaba asta, la revedere. Le-au abandonat. Pe când LinkedIn-ul se verifică, să zic, în cel mai rău caz la o săptămână, dar se verifică zilnic LinkedIn-ul. LinkedIn-ul este o platformă în care se urcă informații, se fac schimb de informații, se share-uiesc informații, deja devine, se dau știri, deja devine extrem de interesantă pentru oricine. Indiferent că ești căutător activ, indiferent că ești pasiv, măcar vezi ce mai face lumea, măcar vezi ce... Și v-am spus, în primul și în primul rând, avem o expunere nu doar aici, nu doar la firmele mici, firmele mari postează joburi foarte bune pe LinkedIn, uh-huh. Firmele mari și nu numai firmele mari, companiile, să zic așa, brandurile care în general sunt atracția numărul 1 la noi în țară, știm cu toții că plătesc ca să ajung acolo. Și atunci, din start, îi dau o credibilitate acestei platforme. Uh-huh. Din start, plecăm cu un plus pentru LinkedIn. Vașu, ca să lăsăm LinkedIn-ul pentru partea a doua a discuției noastre, pentru că Facebook-ul este, practic, ne domină viața, din păcate, multora dintre noi. De ce se uită angajatorii la profilul de Facebook al unui candidat? Pentru că, mă gândesc, ai depus un CV, ai trimis o scrisoare de intenție, ai ajuns la un interviu, poate că ai și făcut față cu brio acestui interviu. Ajunge angajatorul și la momentul cu Facebook. Când toate sunt bune, CV, scrisoare de intenție, interviu, de ce să se mai uite pe Facebook? De ce să mai conteze Facebook-ul? Ați spus foarte bine, toată lumea e pe Facebook. De ce se uită pe Facebook un angajator? Pentru că spuneam în dățile trecute, cu toții, avem și o latură personală, o zonă personală în CV-ul nostru. De obicei, într-un CV postăm foarte puțin despre noi. Ne ducem un pic la hobby, într-un interviu, cum spuneați, dacă persoana respectivă a trecut deja de interviu, apucă poate să spună câte ceva despre ea, așa, acolo, destul de controlat, destul de temperat, iar curiozitatea este mare. Vrem să vedem cam cum este această persoană. Aș fi vrut să vă spun că nu se uită lumea pe Facebook în vederea angajării. Dar nu pot să vă spun asta. Cam toată lumea se uită pe Facebook. Pe Facebook când da. Vă interesează un angajat? Da. Un viitor angajat? Da. Mă uit pe Facebook în ideea în care aș vrea să știu câte ceva despre persoana respectivă. Ce vreți să știți? Vreau să știu pe el, să-l văd pe el cum este ca om. Ce n-ar trebui să fie Facebook-ul și pot să recunosc cu mândrie că la mine și la noi nu se întâmplă chestia asta, ce n-ar trebui să fie Facebook-ul să fie factor decizional. Adică să decid dacă îl iau pe acel candidat doar după ce m-am uitat, nu știu, pe Facebook sau dacă m-am uitat pe Facebook și am văzut ceva, nu-l mai iau. N-ar trebui să fie factor decizional, dar este? Nu știu să vă spun, dar pot să vă spun doar, sau n-aș vrea să vă spun așa cu tărie, că n-am suficient argumente să vă zic cu tărie nu este sau da este. Uh-huh. Însă pot să vă spun cu siguranță că își pun întrebări. Angajatorii, după ce se uită pe Facebook, își pun întrebări. Uh-huh. Avem un angajator care ne-a spus, păi m-am uitat pe Facebook, eu am căutat candidata pe Facebook, și m-am uitat și pe Google și pe Facebook după ea și am văzut că nu știu ce s-a distrat ea cu echipa la petrecere. Păi de ce ar vrea să vină la mine de la 1 ianuarie? Adică avem astfel de întrebări de la angajator. Uh-huh. Acum că ia sau nu ia decizia, că încercăm noi să-i dăm suportul, să-i spunem cât contează, cât nu contează, asta ține deja de cel cu care discută angajatorul. Haideți să luăm niște exemple concrete, pentru că... Asta e cel mai important și ne ajută să înțelegem, de fapt, ce vrea sau cum gândește sau cum cântărește lucrurile recrutorul, angajatorul. Sunt foarte frecvente fotografiile, postările, sigur, în rândul doamnelor, domnișoarelor, postările legate de animăluțe,
flori, peisaje, urări, copilași și așa mai departe. Lucruri drăguțe. Așa suntem construiți. Femeile într-un fel, bărbații într-un fel. Bun. Vede angajatorul, vede recrutorul niște postări de genul acesta la o candidată. Cu ce deranjează? Sunt niște lucruri nevinovate, simpatice, deranjează sau nu? Nu, nu deranjează. Dacă vede doar pisici și urări și, eu știu, nu deranjează. Cel mult poate să zâmbească și să zică, da, ia uite-te, mesaje motivaționale. Uh-huh. Nu, niciun caz nu deranjează. Nu deranjează postările, să le spunem așa, cumva neutre, safe, în zona asta. Uh-huh. Adică postări care nu privesc persoana respectivă, cea care a pus pozele pe Facebook, sau, eu știu, nu vizează alte persoane apropiate sau, eu știu, din firma în care lucrează. Dar dacă dă share la toate informațiile de pe lumea luminată, atunci... Înseamnă că petrece foarte mult timp pe Facebook și nu prea are timp de muncă. Și mai e un aspect. Am și înțeles, discutam cu cineva aseară și am înțeles că deja cei de la Facebook au făcut o... Un Facebook... Pentru folosit la muncă, de folosit la muncă. Da, de folosit la muncă din cauza acelor jocuri care mănâncă foarte mult timp angajaților. Într-adevăr, acolo deja avem o problemă. Dar nu-i obligă Facebook-ul să joace niciun fel de jocuri pe oameni. Nu, 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 platforma nu-i de vină. Nu discutăm de platforma aici. Ține strict de alegerea. Și nici măcar nu discutăm de acele, să zic așa, restricții care se pun în companii. În care n-ai voie să intri pe Facebook, sunt monitorizați angajații, poate cumva ne ducem la extrem. Eu nu v-am mai spus, eu nu cred în extreme. Eu cred că ar trebui găsit o variantă de mijloc. Da, omul are nevoie poate de 10 minute să-și limpezească un pic capul. Poate da, să ia o pauză, să se gândească puțin la altceva, exact. Că l-a obosit. În timp ce și-a sandwich-ul de prânz sau, eu știu, și-a prânzul efectiv, poate de pe telefonul lui sau de pe un calculator, laptop, să intre să-și verifice mesaj. Asta nu mi se pare o, să zic așa, o dramă. Într-adevăr, acolo unde vorbim de ore întregi petrecute pe Facebook, mă rog, noi zicem și în problema angajatorului că nu l-a ocupat suficient. Da, să fim echilibrați și corecți. Dacă un recrutor, un angajat se uită pe profilul de Facebook al unui bărbat și vede acolo postări, nu știu, legate de fotbal, de mașini, de, eu știu, ieșiri cu prietenii, știți cum e, îți dai check-in în nu știu ce club. Cât contează asta? E ok. Dacă ne dă așa o informație, să zic, pe aici, pe acolo, legată de pasiunile lui, de viața lui personală, iese cu prietenii undeva, seara după program, iese, nu știu, e pasionat de gadgeturi, apropo de pisici și de... Sigur. Așa, eu știu ce alte pasiuni mai are, nu-i nimic rău în asta, ne dă un pic, ne ajută de fapt Facebook-ul și ar fi ok să fie doar atât. Ne ajută în a cunoaște un pic latura personală a candidatului nostru. L-am cunoscut profesional, i-am văzut CV-ul, l-am avut la interviu, acum am vrea să știm un pic și despre el, să vedem cam cu ce se ocupă el în timpul lui liber. Pentru că Facebook, în general, cam asta i-a fost destinația, timpul liber al omului. Uh-huh. Și atunci, la asta, efectiv, ar trebui să-l ajute pe un recrutor sau să-i dea unui recrutor o informație cumva particulară. Îl mai ajută însă pe recrutor și în ideea, nu știu, a recomandărilor. Cândva era o practică destul de des întâlnită de a cere recomandări de la ultimul job sau de la ultimele joburi. Uh-huh. Nu se mai practică atât de mult pentru că oricum n-ai voie să o faci decât cu acordul candidatului și atunci deja persoanele pe care el ți le dă, cumva e greu să crezi că o să spună foarte, foarte obiectiv despre candidatul tău. Și atunci zici, ok, vreau să văd și altceva despre omul ăsta. Uh-huh. Și intru pe Facebook să văd cam ce a postat el acolo. Cât contează muzica pe care o postează candidatul? Că postează muzică clasică, că postează manele, că postează, nu știu, rock-ul ăla greu. Greu, nu știu da. Cum să-i spun, dar înțelegeți despre ce este vorba. Cât de important este? Asta contează un pic și contează. Să vă spun de ce. În ce fel? Contează în integrare, în tipul de companie pe care, nu știu, îl reprezintă angajatorul sau recrutorul, reprezintă o anumită companie.
în compania respectivă, dacă se ascultă, nu știu, mai multă muzică clasică, dau un exemplu, sau mai multă muzică comercială, haide să nu-i spunem neapărat clasică, iar el postează destul de frecvent pe Facebook cu muzică, eu știu, sau poze cu diversi cântăreți de manele sau, într-adevăr, va avea o problemă în integrare, pentru că, virgulă, colegii lui, cei noi, s-ar putea să-l izoleze, s-ar putea să nu-l integreze, s-ar putea să se uite un pic strâmb la el și atunci, na, aici e un semn de întrebare. Dar, repet, nu ar trebui să se ia o decizie pe baza a ceea ce a postat omul respectiv da, pentru pe Facebook. Pentru că vorbim despre manele, am avut ocazia să cunosc chiar aici în emisiunile noastre, nu mulți, recunosc, 2-3, oameni extrem de cultivați care ascultă manele. La anunț petreceri cu metrii. Da, toată lumea la un moment dat a avut de-a face, că hai să fim serioși, n-ai cum să zici nu, eu nu. Eu ies afară. Eu ies afară, da. Nu, bineînțeles. Însă, repet, dacă postează frecvent, dacă se ține de braț cu un cântăreț și spune că e pasiunea vieții lui și se bucură că l-a întâlnit, atunci va conta sau va ridica un semn de întrebare pentru recrutor, în ideea în care în compania care urmează să-l angajeze pe acel candidat, marea majoritate a oamenilor sunt ascultători de cu totul alt gen de muzică, ba mai mult, nici nu vor să audă. Asta se regăsește acum la final de an în petrecerile pe care le dau companiile. Sunt extrem de multe dispute pe tema muzicii. Cât contează în ochii angajatorului sau ai recrutorului faptul că candidatul postează fotografii de la serviciu, de la job, din birou sau unde lucrează el? Contează foarte tare mesajul pe care îl transmite. Dacă el postează informații sau, nu știu, poze de la job cu colegii, am venit, am primit, am o zi grea, așa, dar rămâne totuși într-o zonă safe, nu dă informații foarte multe despre companie, nu îi ia și îi purică pe angajatori și spune tot felul de informații despre ei, nu e deranjant. Atât timp cât rămâne într-o zonă neutră și nu folosește Facebook-ul ca un instrument prin care el își scuipă sau își exprimă frustrările sau bucuriile nețărmurite sau eu știu ce, adică nu se duce într-o latură din asta ce ar putea să trezească suspiciuni, să spunem. Chiar dacă am vrea să spunem că nu se întâmplă, că nu e adevărat, că nu facem, suntem cât se poate de obiectiv, realitatea ne spune că da, contează, se uită angajatorul aici. Dacă postează de la job și e ok, ceea ce postează un birou și, eu știu, încă o zi grea la lucru, n-ar fi nicio... Dar dacă pune deja tot felul de semne de emoticoane și tot felul de lucruri scoase din minți, nu avem cum să nu ne gândim că invariabil va face asta sau s-ar putea să facă asta și la noi. Este exact ca la interviu, cum spuneam. Dacă vorbesc de rău angajatorul, n-am cum să nu mă gândesc că va face asta și cu mine. Da. Vă întreb la modul foarte direct. Sunteți în momentul în care luați decizia. Mai vreți să vă uitați și pe Facebook. Ce v-ar determina pe dumneavoastră să respingeți un candidat după ce ați privit profilul său de Facebook? Da. Am să vă răspund cât pot de direct și de tranșant, cu toate chestiile de rigoare. Ideea e așa. Dacă aș vedea și dacă am vedea pe profilul lui de Facebook ultimele petreceri în care au fost jale și suspine, ca să mă exprim civilizat. Prăbușiți sub alcool, lucruri de genul acesta. Dacă aș vedea așa ceva și dacă aș vedea foarte des lucrul ăsta, dacă aș vedea postări agresive, amenințări, inclusiv la adresa sistemului, inclusiv la adresa, cum spun eu, Ioana Dark a avut dreptate, dar a murit săraca. Adică, totuși, haideți să nu-i dăm o notă atât de agresivă unor lucruri, pentru că, până la urmă, nu țin toate de noi. Dacă aș vedea lucruri duse în zonă extremă,
dacă aș vedea, nu știu, chestii personale care țin, să zicem așa, de zona maritală, nu știu, de căsătorie, iar el îmi scrie, îmi pune două poze în care este fericit cu familia și alte 7 poze cu toate domnișoarele superbe pe care le-a întâlnit în ultima lună, iar ar fi pentru că am un colectiv și de femei și de bărbați, toate astea le trec prin filtrele companiei la care mă raportez. Dar pot să spun că aș, și cât se poate de sincer, pot să spun că m-aș uita de două ori dacă aș vedea niște lucruri. Nu poți, atât timp cât ai un profil public. Și aici este un aspect. Sunt de acord dacă toate lucrurile astea le ții între tine și prietenii tăi. Dacă tu acolo cu prietenii... E vorba de setările acelea. Exact. Postările să fie vizibile pentru prieteni, exact, sau pentru public, inclusiv pentru cei cu care nu ești prieten, dar poți să se uite, să-ți caute profilul. Absolut. Dacă toate lucrurile astea sunt ținute între tine și prieteni, adică este un profil exclusiv personal, care e al tău și treaba ta ce pui acolo, nu ar fi corect din partea mea să iau o astfel de decizie și să, să zic așa, să cântărească destul de aiurea profilul tău de pe Facebook. Dar dacă e public și dacă tu acolo pui tot, trebuie cumva să-ți asumi înainte să faci chestia asta. Trebuie să te gândești și când te duci la un interviu și când te duci și pozezi într-un om cât se poate de echilibrat și de în regulă, că omul ăla din fața ta te va căuta. Te va căuta și e public profilul tău. Îl va vedea în toată splendoarea lui. Depinde cât de mult afișezi tu din rufe. Vă mai întreb ceva. Bun, se uită angajatorul la profil, profilul e ok, îl angajează pe om, după aceea eventual devin și prieteni pe Facebook, se schimbă setările, apar niște postări care sunt vizibile pentru prieteni, acum prieten este și angajatorul, și dintr-o dată se face lumină, vede acolo tot felul de nebunii legate de viața personală, de ieșiri, de felul în care își petrece persoana respectivă timpul liber și își pune mâinile în cap angajatorul. Acum, ce să facă? Să-l dea afară nu mai poate. Sigur că poate. Și se întâmplă. Nu. Dar este sau un motiv întemeiat, justificat? Nu. N-ar trebui. Sau nu cel mai puțin, merge. N-ar trebui. Adică ce se întâmplă rămâne la latitudinea ambelor părți. Dar n-ar trebui. Ar trebui însă avut o discuție. Dacă nu, el măcar HR-ul companiei sau eu știu persoana desemnată să se ocupe de angajați. Ar trebui avut o discuție cu el și transmis, nu știu, poate plecând de la valorile, cultura organizațională, chiar dacă sună pompos. Până la urmă, la a spune cum sunt oamenii, ca să o luăm simplu, ok, la noi în companie oamenii sunt așa, noi suntem așa, ei reacționează la lucrurile astea, tu ești nou, nu știi, am văzut pe Facebook-ul tău tot felul de lucruri, te rog frumos, nu le mai posta, adică am putea să transmitem un mesaj de genul ăsta noului angajat. Da. Plecând de la premiza că e nou angajat, că nu știe ce se întâmplă în firmă. Și nu vreau să-i spun neapărat valorile noastre sunt astea, dar aș putea să spun, uite, cultura noastră sau oamenii care activează în această companie sunt așa, 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 așa. Nu e ok să postezi lucrurile astea. Ar trebui avut o discuție. Încă o chestiune. Sunteți la momentul în care cântăriți toate lucrurile și trebuie să luați decizia. Nu știți dacă să-l angajați pe om sau nu. Vă uitați pe Facebook. Ce ar putea să vă convingă, privind acest profil, să vă convingă să-l luați pe om? Să posteze, nu știu, lucruri legate de domeniul profesional pe care îl vizează sau în care activează, ceva legat de pasiuni, ceva legat de, nu știu, să spunem, valori umane, ce v-ar putea convinge? Să încline balanța în partea dorită de către cel care caută un job? E foarte greu obiectiv vorbind, adică să fim obiectiv în treaba asta, e foarte greu obiectiv vorbind să mă convingă pe Facebook să-l iau. Și aici spun, nu știu, sau fac referire cu precădere la lucruri de genul poate să coincidă valorile pe care el le postează cu valorile companiei, poate să, nu știu, ceva, o zonă umanitară pe care o practică sau o
o promovează cu, să coincidă cu zonele umanitare sau cu zona asta pe care o practică și sau o promovează și compania noastră. Adică asta ar putea fi pe principiu, ia uite ce fain și el face același lucru pe care îl facem și noi. A, uite, încă un punct în plus. Asta ar putea fi cumva, să zicem, obiectiv. Altfel, vă spun drept că e de natură subiectivă. Dacă mie mi se pare că uite ce copil frumos are și uite ce drăguț și se ocupă și se preocupă, ce fain, uite, va lucra în departament cu acei colegi care și ei ies cu toții împreună, cu familiile, cu alea, cu alea. Aducem încă un om care promovează astfel de valori. Dar deja sunt subiectivă. Nu mai sunt obiectivă. Îmi place mie. Sau, nu știu, lucruri de genul, uite cu ce frumos a postat, ce... M-am simțit bine când am văzut aia. Însă nu e obiectiv. Repet, e ține de, nu știu, ceva cu care eu am rezonat, cel care citesc profilul lui. De-aia spuneam că nu ar trebui luat o decizie atunci când privim un profil de Facebook. Ar trebui pus în balanță cu celelalte criterii pe care noi le-am avut și le-am discutat până la momentul respectiv cu candidatul. Dar am putea să fim impresionați în bine. Într-adevăr, ce recomand foarte, foarte des este să avem grijă la ce postăm. De ce? Tocmai din această latură subiectivă. Nu știu cât de, nu știu până la urmă cum e omul ăla sau cât de obiectiv e cel care îmi va citi mie profilul în ideea în care, nu știu, s-ar putea să vrea să mă angajeze la el în firmă. Nu știu cât de obiectiv e. Și atunci risc să fie subiectiv, risc să nu-i placă postările cu pisici și, din păcate, nu-i plac, s-a săturat. Și ia uite, încă unul care postează trăznăi. Nici nu mai vreau să mai aud. Știu că sună un pic radical, dar... Dar sunt și situații de genul acesta și trebuie să fie atenți oamenii. Da, oamenii... Ultima chestiune legată de Facebook, doamna Chivu. Îl căutați pe Facebook, pe candidat, și vă dați seama că nu are cont pe Facebook. E foarte rar să nu mai ai cont pe Facebook astăzi. Dar găsiți un astfel de om candidat la jobul respectiv. Ce vă spune asta? Sincer, e de bine. Sincer, aș minți să spun, a, ia uite-te, ce nasol, nu are cont de Facebook. Într-adevăr, poate or fi recrutori care sunt un pic dezamăgiți pentru că, nu știu, îi mai ajuta să mai vadă câte ceva despre omul respectiv. Dar nu, dacă nu are cont pe Facebook, ar putea să îi dea chiar o notă extrem de bună. Nu, este... E o decizie, cum să spun, rară de a nu avea cont pe Facebook, dar e un lucru, cum să vă spun, de multe ori de admirat din perspectiva celor care nu și-au făcut și aceștia spunându-mi de cele mai multe ori, păi nu am timp, mi-am făcut cont pe Facebook, vedeam că invariabil intram foarte des și mânca extrem de mult timp, atunci am preferat să-l șterg, pentru că oricum nu făceam altceva decât pierdeam timpul. Am atâtea altele de făcut și atunci mai bine am eliminat, m-am organizat mai bine. Am eliminat încă un factor de stres. Am căutat să fac să-mi eficientizez timpul. Deci dă cu plus, ca să spun așa. Da. Gata cu Facebook-ul, că ne-a mâncat timpul și în această emisiune mai mult decât putem să ne permitem. LinkedIn-ul. O rețea profesională, așa cum spuneam puțin mai devreme, nu este foarte populară în România, din păcate, pentru că în alte țări este extrem de folosită și poate să fie și de mare ajutor în găsirea unui job. O foarte scurtă explicație, doamna Chivu. De ce LinkedIn-ul este mai puțin folosit în România? Pentru că poate să fie o foarte bună șansă în a te promova, în a fi găsit, în a obține un job bun. Pentru că este greoi. E greoi. În ce sens e greoi? La modul că are foarte multe filtre, așa cum vă spuneam și la început, are foarte multe setări, trebuie să completezi, de cele mai multe ori în engleză sunt informațiile, sau cel puțin până în ultima vreme, sau până în ultimii ani, nici nu mai știu de când au început să pună și anumite chestii în română, erau exclusiv, și încă sunt lucruri, criterii ale lor, exclusiv în engleză. Și atunci se adresează din start, sau s-a adresat din start, unei anumite categorii de angajați. Nu s-a putut adresa către toată lumea. La început a vizat managementul. După aceea au început să intre și, nu știu, sau a început top managementul. După aceea au început să intre și oamenii din middle.
apoi specialiștii, apoi din ce în ce mai mult și zona asta alaltă de oameni chiar și de execuție. Într-adevăr, nu o să găsim sau o să găsim din ce în ce mai rar pe LinkedIn profile de muncitor sau de, eu știu, worker într-o anumită categorie, să spun așa. Hai pe retail și pe retail găsești destul de greu persoane de la shop manager în jos. Din cauza asta, LinkedIn-ul, el n-a făcut altceva decât să crească. Uh-huh. E bine, de asta vă spun, e bine, dar încă mai e o latură destul de greu de atins, pentru că oamenii zic, cum Dumnezeu intru să-mi fac profilul pe LinkedIn? Noi, în consultanță, le recomandăm de cele mai multe ori candidaților care vin la noi să-și facă un CV, le spunem foarte clar, urcă-l și fă-ți un profil pe LinkedIn. Urcă-l acolo, să știe lumea că existi. Uh-huh. Primele reacții sunt, vai, și eu cum fac asta? Ai văzut ce complicat e? Din cauza asta mănâncă foarte mult timp un profil de LinkedIn. Dar odată făcut, încerc să le spun tuturor, în timp nu faci altceva decât îl updatezi. Este exact ca CV-ul tău. Uh-huh. Îl muncești odată, îl faci foarte bine, însă în timp nu faci altceva decât îl updatezi. Da, dar după aia trebuie să ne facem conexiuni, trebuie să ne scriem în grupuri. Uh-huh. Nu e ca pe celelalte site-uri în care l-am pus acolo, mi-am pus CV-ul, eventual mi-l import, e și mai ușor, LinkedIn-ul mă cam pune să scriu, și mă găsesc oamenii sau mă caută oamenii. Nu, aici trebuie și eu să fiu un pic conectat cu lumea, ca să spun așa. V-aș propune, dacă sunteți de acord, sigur, în măsura în care timpul vă permite în săptămânile următoare, să facem o emisiune, o discuție pe larg despre cum să-ți faci profilul pe LinkedIn, cum să-l faci atrăgător, cum să fie cât mai eficient în căutarea unui job. Da, pentru că și acolo sunt postări. Sigur, e vorba de postarea profilului profesional în sine, a CV-ului despre care vorbeați dumneavoastră. Da, și acolo se pun fotografii, se postează articole. Da. În ce măsură contează, ajută sau dăunează în găsirea unui job ce postăm și acolo pe LinkedIn? Sigur, n-am văzut fotografii cu pisicuțe și cu ieșiri la cârciumă, dar sunt și acolo fotografiile personale, fotografia de profil. Am văzut tot felul de fotografii, nu doar cele profesional făcute. Am văzut articole pe care utilizatorii le postează, unele strict legate de job sau de domeniul în care activează, altele mai puțin. Vă rog să ne explicați cum stau lucrurile și în privința asta. Da, în primul rând, haideți să ne întoarcem un pic la fotografie. Vă rog. În momentul în care îmi apare pe wall-ul, să spun așa, LinkedIn-ului meu, profilului meu, îmi apar informațiile celor cu care eu sunt conectată, exact ca la Facebook, doar că un pic altfel. Dacă eu am o fotografie la profil cu mine într-o serpentină eventual, cu un pic de autostradă pe stânga și un pic de munte pe dreapta, asta e poza pe care eu mi-am pus-o pe profilul de pe LinkedIn și credeți-mă, sunt multe. Deja mi-e greu, mi-e foarte greu să mă tot uiți, să mă tot focusez la omul ăla și să-i dau o notă profi, să spun așa, profilului lui. Dacă el de 3 ori pe zi îmi pune poze cu citate diverse de la, eu știu, Dalai Lama până la... astea sunt echivalentul pisicilor, ca să rămânem în aceeași notă, de pe Facebook. Nu poți să-mi pui la nesfârșit de 3-4 ori pe zi fotografii cu diverse citate. De la Dalai Lama, v-am spus, până la, eu știu, Richard și așa. Nu. Încerc, dacă am ceva interesant care are legătură cu zona profesională sau cu zona, să-i spunem așa, media, socială, nu știu, în direcția asta, sunt total de acord să dau un articol. Sunt total de acord. Dar dacă o țin doar pe o direcție personală, chiar, că mă pasionează pe mine ce a spus, eu știu, sau sunt impresionată de ce a spus Dalai Lama, pun o dată și e bine să mă opresc. Asta iar cântărește un pic. Și poza, într-adevăr, pe LinkedIn, dacă pe Facebook pot să-mi pun ce poză doresc eu,
ca și profil. Pe LinkedIn nu. Pe LinkedIn îmi pun o poză, nu de buletin, ca să spun așa, ci încerc să-mi pun... Foarte multă lume m-a întrebat, ok, ce poză punem la profil? Da, spuneam în emisiunea noastră anterioare, o poză dacă s-ar putea cumva cu bustul nostru, dar cumva pe lung, adică până la un pic mai sus de... stomac, nu știu, coaste, să spun așa ca idee. Adică nici să nu mi se vadă capul mare într-un pătrățel mic, nici să nu... ci să fiu cât se poate de... Cât se poate să vadă că faci ceva legat de profesie, exact, de job, de domeniul respectiv. Exact. Nu cu ochelari de soare, nu cu palmieri în spate, nu, mai ales dacă sunt manager sau asta, iară, o să aduc la un moment dat în discuție și față de Facebook. Contează și funcția pe care o am, pentru ce aplic. Dacă aplic pentru o poziție de management, profilul meu este mai mult decât impecabil și postările mele pe Facebook va și își de rea. Contează lucrurile astea, cât de mult am vrea noi să le declarăm că nu, nici vorbă, nu ne interesează. Ba da, ne interesează. Da. Cât de important este să afișezi pe Facebook faptul că faci parte din niște grupuri profesionale? Și dacă poți să-ți permiți pe LinkedIn să te înscrii și în alt gen de grupuri decât cele legate de ceea ce faci tu din punct de vedere profesional sau îți dorești să faci. Adică, să spunem, ești într-un grup legat de un grup al celor care lucrează în domeniul resurselor umane. Asta lucrezi, asta îți dorești să faci în continuare, dar mai ești acolo în niște grupuri legate de cei care, nu știu, joacă tenis. Sau grupul celor care sunt fanii lui Britney Spears, ceva de genul ăsta. Cât contează? Da, LinkedIn-ul ne oferă, să zic așa, acele filtre și nu ne-au dat grupuri, nu ne dau grupuri mult duse în zona personală. Adică ei păstrează această latură profesională și atunci cumva, ok, eu sunt, intru în grupul oamenilor de HR sau în grupurile oamenilor de HR, și mai pot intra într-o zonă, nu știu, cum ați spus dumneavoastră, pasionaților de tenis. Da, e o zona mea personală, dar tot cumva cotentă destul de profi, adică la un anumit nivel. Da, e un sport pe care îl practic, îmi place, e ok, e în regulă. Nu spune rău despre mine. Dacă ar fi să mă gândesc la mine, candidat, și cum fac eu postările sau după ce Dumnezeu mă iau ca să fac să fie bine, ar trebui să mă gândesc în primul rând la okay, ce ar spune despre mine dacă fac treaba, ce ar însemna, ce ar spune despre mine această, nu știu, accesare la un grup care nu are legătură cu domeniul pe care îl vizez, să spunem. Nu, hai să lăsăm LinkedIn-ul pentru zona profi. Hai să lăsăm LinkedIn-ul pentru zona noastră profesională, nu de alta. Dar nu prea avem de unde alege, nu prea avem multe, n-aș vrea să spun mai deloc, asta fiind doar părerea mea personală, nu avem de unde alege platforme, profi, în care să putem să ne ducem, să ne punem un profil frumos, să fim văzuți de oameni, plus că să nu uităm partea faină a LinkedIn-ului, ne permite să vedem cine ne-a accesat, ne permitem să vedem cine s-a uitat la noi, putem să ne uităm și noi, putem să dăm un mesaj foarte ok legat de o întâlnire de cunoaștere în vederea unui interviu, atunci de ce să-mi fac mie rău? Când eu dacă îi scriu unui om pe LinkedIn, bună ziua, vreau să prezintă interes compania noastră, m-aș bucura dacă profilul meu prezintă interes pentru dumneavoastră, m-aș bucura să ne întâlnim, nu pot după aceea să îmi dau singur, să zic așa, peste picioare și să pun alte trăznăi despre mine. Pentru că omul îmi răspunde pe LinkedIn în cea mai mare parte a timpului, dacă nu se face vânzare agresivă, pentru că este folosit, din păcate, și pentru asta, în cea mai mare parte a timpului, dacă am o abordare ok, există șansa să mi se răspundă. Poate omul nu este activ și atunci, eu știu, răspunde la o dată la nu știu câte luni sau din cauza asta nu răspund anumite persoane, că nu întotdeauna ești activ. Ce spune despre candidatul respectiv un profil incomplet pe LinkedIn? Și ce înseamnă profil incomplet, totuși? Pentru că poate să lipsească fotografia, cât cântărește acest aspect pe
pe de-o parte. Poate să nu fie CV-ul, eu știu, foarte detaliat, să fie incomplet în sensul acesta, cât cântărește asta. Ce vă spuneți dumneavoastră un profil LinkedIn incomplet? Păi, în primul rând, un profil LinkedIn incomplet, să luăm cu lipsa fotografiei. Nu îmi poate da o imagine clară a persoanei pe care am accesat-o. E ca și cum mi-ar da cineva poza și mi-ar lua capul. Mm-hmm. Mi-ar da doar corpul. E un pic ciudat. De aceea e bine să punem o fotografie pe LinkedIn. Mm-hmm. Ce îmi spune un profil incomplet, ca să vă răspund la prima întrebare, îmi spune fie că n-a avut timp persoana respectivă și că nu este o persoană activă și a făcut la un moment dat sau a avut o tentativă să-și facă la un moment dat un profil, dar a lăsat o baltă pentru că era greu și n-a apucat să se ocupe de el. Mm-hmm. Și cumva nu mă ajută, cel mult moftică. Nu pot să accesez și nu pot să dau de omul ăla pe care eu chiar, uite, l-am găsit acolo și n-am contactele lui. Mie un pic mai simplu, mie ca recrutor. Dar nu fac o părere proastă despre el, pentru că la momentul ăsta, v-am spus, LinkedIn-ul este o platformă în creștere, uh-huh, și o platformă care începe să se utilizeze, însă nu toată lumea a activat-o. Uh-huh. Și atunci nu pot să-mi fac o părere proastă, mai degrabă mi-aș face o părere greșită sau o părere, nu știu, mai puțin plăcută despre un profil slab făcut, ca să nu zic altfel. Acolo, da, mai bine nu ți-l faci sau ești la început că te înțeleg, m-am spus, se înțelege chestia asta, decât să faci ceva mult și complet pe lângă. Însă, ca să mă întorc la ce înseamnă un profil incomplet, un profil incomplet înseamnă să nu am informații absolut deloc. Eventual, inițialele numelui meu, nici măcar numele sau prenumele și inițiala numelui mare, ar însemna să se scrie doar două titluri de job și atât și să nu scrii nici măcar o informație despre, ok, dacă nu ai recomandări, dacă nu ai, eu știu ce alte interese trecute, obiectiv, ce îți mai cere platforma asta să completezi, nu e atât de deranjant, dar măcar scrie la joburile pe care le-ai sau la ultimul job sau la ultimele joburi avute, scrieți măcar în detaliu câteva lucruri acolo. Și atunci parcă nu mă mai deranjează atât de tare. Dar asta ar putea fi un profil incomplet. Restul că n-ai încă recomandări, că nu scriu trei oameni despre tine la fiecare job, nu-i niciun fel de problemă, că v-am spus, asta cu recomandările devine deja o poezie. Da. Mai este o rețea de socializare folosită și în România, este drept destul de puțin sau mai puțin decât Facebook-ul oricum, în mod categoric. Și mă refer aici la Twitter. Twitter-ul este foarte folosit în multe țări, în Europa Occidentală, în Statele Unite. Ce ne spuneți despre Twitter? Vă uitați pe Twitter la candidați? Trebuie să vă recunosc că nu prea. E important ce ne spuneți. Nu prea. Și de ce spun nu prea? Pentru că, v-am zis, abia ne descurcăm cu LinkedIn-ul, ca să spun așa, și ne-am bucurat dacă găsim pe LinkedIn. Pe Twitter, în general, uh-huh, cei care au început să-l acceseze de ceva vreme și noi îl mai accesăm la momentul la care ne dorim persoane dintr-o anumită categorie, să spun așa, de un anumit nivel de management, de zonă de interes, însă cu precădere cele care au expunere internațională. Ați avut dreptate, toată lumea, prin lume, ca să spun așa, îl folosește, uh-huh, îl accesează. La noi încă n-a prins. Au prins altele foarte mult, ăsta aproape deloc. Dacă eu vreau o abordare, să spun așa, internațională, sau dacă eu vreau să și am un, să zic așa, o companie angajatoare din afara țării, cu siguranță îl verific și Twitter-ul, cu siguranță, pentru că și el verifică și el se uită. Uh-huh. Și atunci ei se uită la toate, de la Instagram până la Twitter. Și LinkedIn. Instagram-ul e o întreagă, da, poveste. Da, da, deci la pozele, deci tot. Dacă vorbim încă de România, nu e atât de relevant, pentru că nu sunt mulți oameni care au conturi acolo. Adică nu am ce să găsesc. Mă uit degeaba, ca să spun așa. Da, nu-l folosesc sau n-au.
Sau n-au. N-au. Foarte mulți n-au. Dacă LinkedIn-ul ni se pare că e puțin accesat, Twitter-ul este undeva pe o scară de la 1 la 10. Dacă LinkedIn-ul este pe 10, Twitter-ul este pe 1 sau pe 2. O, da, da, da. Mai avem, din păcate, doar 2 minute, doamna Chivu, pentru această discuție foarte interesantă. V-aș ruga să trageți, nu știu, să trageți o concluzie sau să ne dați un sfat care să închidă acolada. Da, aș vrea să fac o paralelă între cele două, să zic așa, platforme de care am vorbit astăzi, între LinkedIn și, și Facebook. Ce să faci obligatoriu pe LinkedIn, ce să faci obligatoriu pe Facebook? Uh-huh. Obligatoriu pe LinkedIn este să-ți faci profilul cât se poate de complet și cât se poate de relevant despre tine în cea mai profi tentă posibilă, iar pe Facebook, Facebook-ul să-ți vină ca o completare. A ta ca și specialist sau a profilului tău de LinkedIn. Facebook-ul să arate zona ta personală în care cu precădere trece câteva lucruri despre tine personal, poți să treci despre pasiuni, poți să treci despre familie, despre valori, ca să spun așa, după care tu te ghidezi în viață. Da, pune pe Facebook valori, pune pe Facebook familie, pune pe Facebook lucruri, nu știu, mesaje care sunt importante, comentează lucruri importante, dar nu te duce în nicio extremă a vieții. Ce să nu pui pe LinkedIn, ca să le luăm pe cele două, ce să nu pui pe LinkedIn, ce să nu pui pe Facebook, nu pune pe LinkedIn nimic ce ar putea să îți facă rău, adică nu, dacă n-ai poză, mai bine nu-i pune poză, dacă n-ai avut timp, mai bine ștergeți profilul, că n-ai avut timp să-l faci, însă și ocupă-te de el la momentul la care vei putea să o faci foarte bine. Nu pune pe Facebook lucruri care ar putea să-ți afecteze imaginea într-un fel. Uh-huh. Orice ar însemna asta. Da, gândiți-vă foarte, foarte bine la ce postați pe Facebook și pe LinkedIn, mai ales dacă urmăriți să vă schimbați jobul, dacă căutați un nou angajator. Informații foarte importante se pot extrage din aceste rețele de socializare pe care, fără îndoială, le folosim fiecare dintre noi. Mulțumesc foarte mult, doamna Aida Chivu, pentru explicații, mulțumesc pentru eu, sfaturi. Vă propun să vă invităm să reveniți și să dezvoltăm subiectul LinkedIn, pentru că, așa cum vorbeam despre CV și scrisoarea de intenție, despre lucruri pe care le poți face, trebuie să le faci sau lucruri pe care le poți sau trebuie să le eviți, e bine, pentru că e o platformă de dezvoltare, e bine să învățăm ce putem face și cu acest LinkedIn și avem nevoie de opinia, părerea specialiștilor precum dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult încă o dată că ați venit. Și eu mulțumesc. Ne oprim aici și mulțumim pentru atenție. Ne revedem curând cu o altă emisiune de acest gen.